Da. Stați într-un loc nepermis pentru alte mașini, cu mașină nesemnalată și vânați. Vi se pare asta legal? Aveți permisiune de la poliția rutieră? Faceți chestia asta oficial sau e o afacere noastră de familie? Considerați traversați la strada în loc interzis ilegal? Da. Mai legal? Dar ce, aveți semnal ceva? Nu, aici nu e nicio zebră în următoarele 100 de metri, deci pot traversez. M-am asigurat, nu vine nimeni. Păi dumneavoastră ați mers din parte ce e? Eu v-am întrebat ceva. Să vă ascult. De ce stați aici și de ce folosiți radarul ăsta? Dar care radar să folosiți? Asta nu e radar. Apoi care să spuneți radarul ăsta? Care altul să-l folosim? Vă referiți la alt fel de radar sau la ce? Nu, radarul ăsta. Aveți voi să-l folosiți aici, în locul ăsta? Dar unde se folosește radarul? În locuri semnalate. Șoferii trebuie să știe că să vânați cu radarul, nu? Este așa ceva? Da. Unde-i prevăzut? În lege. Cunoașteți legea? Unele dintre ele, da. Nu, pe asta o cunoașteți? Da. Și care e legea? Cum se numește? Regulamentul circulației rutiere. Este prevăzut în regulament așa ceva? Da. Sunteți sigur? Modul de activitate cu aparatul de măsurare a viteză, da? Da. Vă mai ajut ceva, domnul, când mi-i încurcați de activitate. Deci dumneavoastră acum vânați vitezomani și raportați la cei de acolo și îi opresc, da? Nu cu vânat. Dar ce le faci? Să-i filmați? Îi pescuiți? Nu, eu fixez viteza la cetățenii care depășesc și atât. Și numărul mașinii? Și numărul, dar evident, trebuie obligatoriu. Și documentul ăsta e valabil juridic? Care document? Care îl produceți dumneavoastră? Document electronic, nu? Nu. Nu? Deci asta nu e document, e un hobby, e o ocupație de noastră. Eu nu știu ce document vorbiți, domnule. Imagini, video, foto pe care le faceți. Păi, este sigur că-s valabil. Da? Dar atâtea ori au fost anulate în instanță de judecată, încât mi se pare că vă ocupați cu pierdere de timp. Dacă dumneavoastră aveți așa informații și atâtea anulate, noi avem alte informații. Vă mai trebuie ceva ajutor? Nu, mulțumesc. Podul la televizor. Stai artistul și filmează. Biserica veche de lemn. Este cu motorul pornit ca să se încălzească. Văd că scui pe benzină sau motorină. Înseamnă că mașina e defectă. Pare că defectă e și sistemul ăsta. De pescuirea vitezomanilor și vitezomanilor. Nu ca să-i pedepsești, pentru că așa e furat. Nu prea poți să-i pedepsești fără ca să fie anulat procesul verbal. Dar ca să-i estorchezi niște bani de la ei. Pentru bugetul propriu, personal și de clan. Cuiva convine chestia asta.
nu știam să... Valiera, sunt nici în viață, mai nu știu. Dar eu am cu iubă. Am dat o tăiat, dar e bine, nu știu.